Salutare tuturor, bine v-am găsit aici la un nou episod cu Arsenal. Continuăm desigur acest minunat career mode, această reconstrucție a acestei echipe care desigur știm cu toții deja. Parcă e deja ironic să te cheme Arsenal, să ai un logo cu un tun, așa o artilerie, când spui Arsenal, te gândești la chestii de alea de armată, de așa, de pregătire, de război. Și între timp echipa numită Arsenal... Imaginează-ți pistole de alea de jucărie care le umpli cu apă și face pâst, pâst. Da, dar asta totul se va schimba, desigur. Pentru că am venit aici eu la conducere, cum se și, cum și trebuie, știi cum zic, am pus echipa așa, slim fit, i-am pus acolo, joc de glezne, tot, câteva transferuri. Zic eu, în o oarecare măsură corecte, în sensul în care nu l-am adus pe fucking Ronaldo din Star sau mai știu eu ce. L-am adus pe Depay, care oricum și în realitate expiră contractul, nici nu se știe unde se va duce, sunt tot felul de zvonuri că s-ar duce la Barcelona, având în vedere că acolo este desigur fostul selecționar al Olandei, Koeman, sau Koeman, Koeman cred că se pronunță, așa, și eu zic că dacă se va duce la Barcelona, își va fute cariera, punct. Mă scuzați, nu este o chestie de rivalități, nu este o chestie că ții sau nu ții cu Barcelona. Este pur și simplu fact, cum s-ar zice. Ca și cum am spus la transferul lui Griezmann, că și-a futut un pic cariera. Într-adevăr, a reușit să mai apară, să mai dea câteva goluri, dar de ce? De ce? Mai ales acum, că mai mult ca sigur deja de atâta timp ce știi lumea fotbal până apare episodul ăsta, mai mult ca sigur deja s-a și făcut transferul lui Aguero. Why? Nu, mai degrabă Depay l-aș vedea la echipe de astea ca și Arsenal, de ce nu? O echipă care desigur vrea și are aptitudini, are bani, vrea să crească. Sau ca și la echipa mea favorită, AC Milan, ar fi un zeu Depay. Și la un timp erau tot felul de zvonuri, dar din păcate au uitat de el proștii. Dar ar fi un transfer mișto pentru Arsenal. A mers mai departe, desigur, cu Alaba, care expiră contractul, bine, el deja a semnat de ceva timp, se știa, cu Real Madrid. Dar, nu zic, i-ar sta foarte bine și în Premier League. Chiar ar sta bine, ar își face treabă. Dest, desigur, nu m-ar surprinde să meargă și el, poate, într-un loan de la Barcelona, să mai evolueze, că este tânăr undeva unde chiar să-i se garanteze 100% că va fi titular. Nu zic, că și așa a mai apărut la Barcelona, de ce nu? Dar, știi, și Barcelona le-ar conveni să fie un loan, să evolueze mai bine, dar și lui Dest i-ar conveni. Deci, practic, iarăși. Bun! Și mergem la banca de rezerve, unde l-avem pe Saliba, l-am adus înapoi din loan, că desigur eu chiar vreau să-l joc și dacă evoluează bine, cine știe, poate ne trezim cu el titular. Lunin, desigur, rezervă de portar, tot timpul e bine să ai o rezervă tânăr de portar. Și Lunin, desigur, mi se pare un super portar care are neapărat nevoie de un loan sau de ce un transfer de la Real Madrid să joace, să evolueze și să ajungă la cel potențial al său. Chiar poate și ar trebui să facă acest lucru, dar desigur că și la Real Madrid el este portarul ăla de rezervă. Bun, în rest avem o grămadă de jucători care tot am zis sper să-i vând și încă o dată spun sper, Doamne, să-i vând, dar totodată și ce mai sper? Că desigur nu v-a fost leneș, ați dat click pe acel buton de like și subscribe direct din startul videoului. Vă mulțumesc foarte, foarte mult de susținere acordată. Și desigur sper că vă place seria, facem treabă, știi cum zic, și de-abia aștept să văd de la final cum arată această echipă Arsenal, după desigur reconstrucția asta nebună. Ia uzi. Deci, Niles a acceptat 2 ani să se ducă la Hellas Verona. The player will join Hellas immediately in return. Perfect. Deci, Maitland Niles s-a dus pe 2 ani la Verona. Eu sper că o să joace, adică, păi mie, dacă o echipă îl vrea pe timp de 2 ani, mă gândesc că mai mult ca sigur vrea să-l joace, nu? Adică, nu? da, și totodată, desigur... De-abia aștept să vă ajungem acolo în cupe, știi, să jucăm. Vreau neapărat să câștig, cred că Arsenalul e în Europa League, nu? Sper să nu câștig, eu așa știu că e în Europa League. De-abia aștept să văd acolo, știi, să câștigăm, să mergem cât mai departe. Îmi pare nespus de rău de băieții de la United, că nici n-am mai vorbit în cealaltă episoade, că au pierdut... O, a acceptat din prima 13, super.
că a pierdut Europa League-ul, dar pe de altă parte mă bucur și pentru băieții de la Villarreal, care de exact 98 de ani n-au câștigat nicio cupă de asta europeană. Gândește-te că ce frumos era și așa poetic să fie la 100, bă, 2 ani dacă mai aștepta, știi, să fie fix la borna aia de 100 de ani să câștige cupa. Vai, dar oricum, bravo lor. Ok, hai să vedem, deci mai avem foarte puțin din perioada asta de transferuri, deci să fim foarte atenți, vreau foarte mult să vând jucători așa în momentul de față. Eu zic că am o echipă frumoasă, am o echipă corectă. Au, a refuzat loanul la Alaves, am știut-o că trebuia să negociez cu el și... da, că am dat... am dat accept la două echipe, am și uitat loanul. Deci, da, și s-a dus la Olympique Lyon. Foarte bine, cred că la Alaves ar fi jucat mai mult, dar e bine că l-am împrumutat. E bine că l-am împrumutat, sper că va evolua, sper că va juca. Oricum, sistemul de loan în FIFA cam lasă de dorit, să spun așa, deci... ce va fi, va fi. Fac doar câteva schimbări în echipă, că, na, așa e și frumos, așa și trebuie, câteva schimbări, aici, colo, țac, pac, știi cum zic. Ia și Nelson acolo, stați că să mai văd să mai joace și el. Ok, cam așa per moment. Hai să vedem, avem un match aici cu Newcastle, vom da sim match. Cred că câștigăm, da, perfect, 2-1, a dat gol Depay și Thomas. Bravo, bro, bravo, bă, băieți. Ăla e, în sfârșit câștigăm. Oricum am început acest career mode cu câteva simulări, aș zice, un picuț cam reale. Adică 4 meciuri, armă un egal. Înseamnă că am pierdut alte meciuri. Na, mă rog. Suntem primii în campionat, ceea ce ne surprinde și ne șochează totodată, dar ne și lasă un gust dulce în gură. Deci știu că suntem pe primul loc, sper că tot vom rămâne pe primul loc. Și, Doamne, tot sper să mai vând ceva jucători, dar ia uite că nu prea vin oferte. Ia uite, bine că l-am văzut pe mare, desigur asta am văzut și acolo. Chambers, oferte la West Brom. West Brom, care, desigur, știți bine, a retrogradat în acest an în Championship. Să vedem așa. Hai, să vedem. Chambers, deci, nu e un jucător neapărat rău, dar, na, totuși, noi suntem deja la un nivel, suntem Arsenal. Desigur, trebuie să... facem acele mutări care, na, poate în realitate nu l-ar vinde băieții de la Arsenal pe Chambers, care zice, băi, e chiar un jucător bun, măcar ca rezervă, e bun acum un lot, știi, dar ca noroc, desigur, că ne reușim să ne înțelegem cu West Bromwich Albion la 10 milioane, prima oară când am văzut că au refuzat 11 și au zis 7, cum știu ce procentaj, am zis, aoleu, stai să vezi că ăștia n-or avea bani și degeaba negociez cu ei, dar ia uite că a fost bine și am reușit să ne înțelegem. Smith Rowe de la Sporting, desigur, din nou voi refuza oferta, o grămadă de oferte pentru Smith Rowe, chiar asta îmi dă mai mult de gând, nu-mi dă mai mult de gândit, îmi confirmă gândurile, în sensul în care am spus de multe ori că omul ăsta chiar are potențial și pare un om, un jucător super șmecher. Bun, deci vine ofertă de la Ajax de loan pentru Willock. Știi care e chestia, l-aș împrumuta, dar la Ajax nu. Ajax deja are o grămadă de mijlocași. Nu, la Ajax nu se potrivește, ar fi ca o rezervă și pe așa decât să fie rezervă la Ajax, mai degrabă e rezervă la noi și, na, cine știe, poate se accentează, Doamne feri, unul și după care eu îl fac chiar titular și evoluează mult mai bine. Ok, ofertă pentru Leno de la Dortmund. Bă, să știi că mi-ar place să-l văd pe Leno la Dortmund. Să ne schimbăm portarul, prieteni. Hai să vedem. Hai să intrăm la negocieri, să vedem așa. În sensul în care Leno a avut acolo acel meci care un pic m-a supărat când a primit câteva goluri și a închis ochii. Și totodată, desigur, aș face ceva schimbări. În acest an, cel puțin în Ultimate Team, am avut și eu câteva, să le zic, experiențe destul de slabe cu Leno. Chiar dacă el e un portar și un jucător care mie mi-a plăcut. Rețin prin FIFA, oare 16? Deja tot vorbesc de FIFA-urile trecute, care erau FIFA-uri bune. Era o perioadă când tot îl cumpăram pe Leno. Deci, băi, era încă, cred că la Leverkusen. Nu mai știu în ce an a fost încă Leno la Leverkusen.
Și tot timpul îl cumpăram și deja ăștia, gata bă, normal, o dată bă, Pelenu, bă, și așteați portari. Da, ia uitați că am reușit să ne înțelegem cu Dortmund, 59 de milioane, hai să zicem 60 de bulioane, practic dublu cât scrie acolo valoarea acestui jucător. Neașteptat, dar ia uite că s-ar putea să-l dăm pe Leno. Totodată ne-am înțeles și cu Chambers și el deja s-a tot dus. Întrebarea ar fi oare ce portar să aducem în locul lui? Vine ofertă de loan de la Everton pentru Nelson. E o ofertă de loan foarte interesantă care trebuie să mă mai uit încă o dată peste lotul celor de la Everton să-mi dau seama dacă oare chiar va putea juca în această echipă. Ok, deci Everton. În atac, Calvert-Lewin, care cred că l-am pe shortlist, perfect. Richarlison, ok. James Rodriguez, care este râvă, nu știu de ce îl joacă Ancelotti, râvă, că el cu pace-ul ăla are cel mai bun cam, cam chiar. Dar wow, ce stats-uri fain are James. Păcat de pace. Dar da, ok, deci îl au pe Rodriguez ca și râvă și respectiv pe băiatul ăsta Nathan ca și lâvă. Lâmă îl au mai au pe Bernard, ok. Râm îl au pe Bowler, care cred că e 50-50. L-au luat pe Diop, râmă. Ăsta e bun, am și dat scout. Mai este și Iobi. Cred că pică loanul la Everton. Ar fi ca și o rezervă de aia. Acolo să fie în lot, chestii, trestii. Pică. Pică acest transfer. Vedeți ce mult contează să te uiți. Într-adevăr, știm bine și de multe ori am comentat în legătură cu jocul, cum funcționează jocul acesta ca și sistem de loan. Mi se pare o măgărie. De multe ori nici nu ajută jucătorii să meargă în loan sau cea de genul acesta. Dar, măcar așa, cât de cât te uiți, vezi cum stă treaba, poate să nu poate să joace acolo. Și da, păcat că de multe ori nu-ți vine echipe de astea mici care chiar l-ar juca în puii mei, mai ales acum că au băgat la negocieri faza aia, ca de exemplu eu, clubul Arsenal, să-l dau la CFR Cluj, ce mișto ar fi, și să-i plătesc eu tot salariul. Să zică, bă, CFR, noi îl vrem pe Nelson, dar plătiți voi tot salariul. Și să zic, da mă, dar joci tot meciul. Da, perfect. Și da, cât de cât ați bine văzut, l-am văzut pe Leno. Un transfer care cred că nimeni nu se aștepta să-mi vând tocmai portarul și acum, desigur, rămâne întrebarea, oare cine va veni în locul lui Leno? Desigur, este aici Magnan, care, desigur, s-a transferat oficial, deja de cea zile, la AC Milan și sunt foarte, foarte happy că l-avem pe acest portar în locul lui Donnarumma, care, desigur, va pleca liber de contract. Pentru că este un super portar, mi se pare foarte interesant, a avut un sezon demențial la Lille și chiar aștept să văd cum se va adapta la AC Milan. Dar revenind desigur la problemele noastre, suntem la Arsenal, la Milan. La Milan am vrut să zic de Magnan, am văzut, aoleo, da, îl avem aici pe De Gea. De Gea care desigur în acest FIFA n-a mai fost așa de overpowered ca și în anii trecuți. Poate și din cauza positioning-ului are numai 80. Henderson îmi place, ar fi un portar șmecher, 23 de ani, deci cred că mai mult ca sigur și evoluează, este un portar de națională totodată și stă în momentul de față în umbra lui De Gea la United, bine, în joc. În realitate De Gea și el parcă expiră contractul sau ceva, deci mai mult ca sigur va pleca. Este desigur și Nick Pope, care este unul dintre cei mai puternici portari în anul acesta în FIFA, deci este și el acolo pe listă. Și într-adevăr nici nu am așa mulți portari aici și raz din câte și bine vedeți, pentru că nu mă așteptam să-mi vând portarul. Deci da, oare ce dragul să fac, am vrut să le iau pe Henderson ca și rezervă și desigur, na, am vrut să le iau pe Henderson, practic cred că este un pic sub lunii, dar și costă practic cât De Gea. Și da, oare ce portar aș vedea eu la Arsenal? Desigur, avem un buget în jur de 90 de milioane, dar bine, nu ai vrea chiar să folosești tot bugetul pe un portar, nu?
Și așa am revenit, am mai căutat câțiva portare, am mai zis să mai pun acolo pe short, este adevăr, din păcate nu mai avem timp să le dăm scout, deci măcar i-am aici așa înșirați. Într-adevăr, Henderson are un potențial foarte frumos, de 86 chiar, dar totodată și Lunin este acolo 86-87, deci practic avem un portar de ăsta care va evolua, va face treabă. De Gea, dacă stau să mă gândesc, mi-ar place, dar parcă n-aș vedea acest transfer în realitate, deci un pic parcă prea tare mă reține acest transfer, că nu-l văd, nici măcar așa ca și un fantasy, nu-l văd, Courtois e prea scump. Maignan mi-ar place, dar îl las deocamdată pentru un alt career mode, poate. Anthony Lopez, n-aș zice nu, iarăși este un portar cu care cred că ne-am mai întâlnit în triun career mode și și-a făcut treaba chiar foarte bine, chiar evoluând, neașteptat, la un 85. Desigur ar fi Szczesny, ar fi un super portar ăsta și îmi și place, parcă a mai jucat prin Premier League, deci practic este așa o și revenire a lui Szczesny în Premier League. Stracușa, desigur, care la 25 de ani încă arată site-urile care au un potențial chiar mare de evoluare, deci bravo lui. Gulag și portarul ungur de la cei de la Leipzig, desigur, un portar care chiar a evoluat foarte mult. Să te gândești dacă am avea noi un român în joc de 85 overall. Ce mișto ar fi. Hei, să sperăm cu tinerii ăștia, man, coman, da, se va ajunge într-o bună zi, fără, desigur, noi să le evoluăm și chestia. Așa, pur și simplu, jocul zică, ia uite, bă, gold rar. Îți dai seama, dar și el este o opțiune. Chiar l-aș vedea la o echipă ca și Arsenal pe Gulag și cred că așa ar și face treabă. Castles, iar este un portar care zic eu că este sub-evaluat, în sensul în care omul ăsta chiar e bun. Chiar are aptitudini, a făcut treabă, desigur, dacă ar și avea apărători mai buni în fața lui, știi? Dar chiar este un portar foarte interesant ăsta. Areola, din păcate, este împrumutat de la Paris Saint-Germain la Fulham, deci nu o să pot să-l cumpăr. Am și uitat că este loan, am crezut că a făcut transfer definitiv. Deci, da, Gulag și sau Szczesny sunt între ăștia doi în momentul de față. Hai să încercăm să negociem prima oară cu Szczesny. Desigur, el chiar mi-ar place, l-aș vedea la Arsenal, aș vrea așa o revenire a lui în Premier League. Și da, hai să vedem. Poate vă dau un portar la swap, ce ziceți băieți? Vi-l dau pe Runarsson. 100% nu o să-l vreți, dar hei, eu tot vi-l ofer. Începem cu valoarea jucătorului, poate un pic extra. 55 de bețe, de milioane, plus Runar. O, oh, l-ați vrea pe Runar, super! Măcar mă mai scap de unul. Ok, plusăm la 60 de milioane, plus Runar. 78, ok, îmi place că Runar încă e acolo pe masă, știi cum zic? 65 de bețe, 75, ok, cred că ne vom înțelege la 70. Cred că ne vom înțelege la 70. Uh-huh. Hai să încercăm. 70 plus Runar. Bine, ar fi 71. Da, perfect, that's a more realistic offer. Ne-am înțeles cu Szczesny, o revenire în Premier League. Și totodată ne și scăpăm de un portar care n-are nici măcar o singură șansă în viața lui să joace sub conducerea mea la Arsenal. Deci da, păcat de el, știu, dar... Ai. Bun, Szczesny... Hai, tată, în Premier League. Ți arătăm aici cum se face treaba. Da. Să spui asta, având în vedere că antrenezi Arsenal, ca și cum ai zis, Dinamoviști, ne pregătim de Champions League. Și, o, Doamne, stați liniștiți, cred că va veni și un cărămăt cu Dinamo. Și cu FCSB și cu CFR. Chiar, oare în acest an, în 2020, FIFA 2021, vă rog eu să încercați să vă amintiți, că eu chiar nu mai țin minte. Oare am făcut vreun career mode cu o echipă din România? Că eu chiar nu țin minte. Damn! Deci hai că îți dau 90.000 salariu și 500.000 la semnături. Dumnezeu, 500.000 poate am dat acolo, i-am dat ok. Văd că remove bonus și salariul, ca noroc că l-am prins. 95, 105, vreau mult pe bonus. Ia vrei cam același salariu care l-ai la Juventus, numai că vrei un bonus tare mare acolo. Da, 100 rotund, hai. 105, ai renunțat puțin din signing bonus. Perfect. Da,
Hai, bate în palma. Băi, ce nebunie pe final de transferuri, frate. Ce nebunie pe final de transfer list. Fai, fix portare, frate. Fai de capul meu. Deci a plecat Leno, care iară zic, nu zic, e un portar bun, e un portar corect, dar hai mă să facem și ceva nebunii de asta. Și ia uite că am făcut, unde e Szczęsny? Aici e Szczęsny. Perfect. Îl punem pe Willock acolo sau pe Nelson. O să iau tot așa, Bola, nu, Kolasinac, pui mei, nu l-am văzut pe Kolasinac. Chaka, mai degrabă îl lăs pe bancă, mai degrabă evoluez de ăștia tineri decât pe de ăștia. Ok, perfect. Avem o echipă frumoasă, avem un portar la propriu zis, fără exagerare, de Champions League. Ce să-ți mai dorești? Avem o super echipă aici, desigur super echipă, în construcție. Cred că avem mai mult ca sigur șanse top să câștigăm Europa League. Să vedem și după aia și Champions League-ul sezonul viitor. Deci, suntem și alte transferuri s-au mai întâmplat pe aici prin Premier League. Începem cu Liverpool, care desigur a plătit, a vândut de 138, ai 140 de milioane și a cumpărat de 101. L-a luat pe Vardy, Ferguson și Acerbi, mă, Acerbi, și l-ați dat pe Joe Gomez. Dude, what the fuck? Ce transfer tâmpit. L-au dat pe Firmino, cred că el a fost o grămadă de bani, și l-au luat pe Vardy. Ok. Trece mai departe, Manchester City n-a vândut nimic, dar l-a cumpărat pe Oyarzabal, mamă ce numele ăsta, ăla de la Sevilla, Oyarzabala, așa, e garantat îi stric numele, Sargent și Armstrong, mamă, 120 de bețe. Man United l-a vândut pe Mata și l-a cumpărat pe Milinkovic Savic, Berardi, decent, Martinez și Camara, 183 de milioane, Man United, doamne. Newcastle i-a vândut pe frații Longstaff, pe amândoi, 10 milioane, și l-a luat ceva ciuriburiuri de 36. Sheffield, că bă, Sheffield a vândut de 20, a luat de 27, îmi place, frumos. Southampton, iarăși a cumpărat și ei ceva acolo, ceva ciuriburișaguri. Tottenham l-a vândut pe Lucas Moura și pe Toby Underweiler, 74 de milioane, dar l-a cumpărat pe David Luiz, mulțumim doamne, Upamecano, bestial, și Corona. Nu fac gluma aia. Bun, cei de la Albion, ce transfer! Iha Taren, ăla oare tânărul de 18 ani, olandez. Bă, ăla e super transfer și la Albion o să și joace, o să și evolueze. Să fiu pe fază, cred că o să-l cumpăr de la ei. După un sezon, evoluează frumos. Treabă bună. Cei de la West Ham, l-am văzut pe Armoleco și Antonio, doi jucători buni, decenți, aș putea zice. Dar l-au luat pe Plea, mai bun ca Antonio. Montoya, Grebașa și Tarkovski. Păi ăștia ați dat 74 de milioane? West Ham. Really? Între timp la Wolverhampton. Van Berg. Ăla cu mult pace, winger. Da, e bun. Pe Klosterman, bestial. Și unul Lopez. Bravo, Wolves. Între timp la Arsenal am vândut de 132 de milioane jumate. Și am cumpărat de 170 de milioane. Mamă, ce transfer am făcut aici. Între timp la Aston Villa... 60 de milioane de nicăieri, Zaniolo, Aranguiz, bă, nene, bă, ține-i pe ăștia că o să facă treabă. Între timp la Albion, nu știu cine să ia, dar au dat 50 de milioane pe ei, Burnley l-a luat pe Baro pe care îl cunosc, că l-a știu că evoluează în rest, habar n-am cine și restul. Cork, McNeil l-au vândut, ok, Tarkovski, așa. Ok, Chelsea l-au vândut pe Azpilicueta, Zuma și Abraham. Parcă e realist, Abraham și Zuma chiar vor să plece de la Chelsea, cică, Azpilicueta, nu? Și l-au luat pe Icone, Villa Libre și Varan. Wow! L-au luat pe Varan. Ce tare, Chelsea! Crystal Palace a vândut cam tot ce era bun. Zaha, Van Alden, Benteke, puteți ce erau bun și l-au luat pe Paie și Abraham. GG Crystal, Road to Division 2. Între timp, desigur, la Everton am și văzut Hisaj, Diop, Cedric. Fulham, ceva decent, ceva așa.
Leeds. Ah, Leeds ăla pe Van Old, ăla Le Bull. Ok. Leicester. Ah, da, cum a plecat Vardy, l-a luat pe pe Boateng, ăla de la Bayern, beton. Weghorst, ăsta e cea olandez, ST, cred că de la Wolfsburg. Și Kramaric, doi atacanți, deci practic a plecat Vardy cu 67 de milioane, a mai băgat ei acolo ceva extra și a de 104 milioane a cumpărat 3 jucători foarte buni, mai ales pentru nivelul ăsta, este chiar un transferuri, știi cum zic, quality, bravo Leicester. Și ia uite așa, începe nebunia. Începe campionatul, începe desigur nebunia Europa League, tot, știi cum zic? Da, nu știu, am venit aici cu jucătorii ăștia youth, care desigur mi se par cam slabi, poate ăștia doi mai păstrez pe aici. Da, mă rog, suntem la... suntem în puii mei aici, la, știi cum zic, la Arsenal, nu cred că nu să avem timp și așa mai departe să facem treabă cu de ăștia. Bun, vine ofertă pentru Iliev de la... Arsenal de Sarandi. În viața mea n-am auzit și n-am văzut echipa asta. Ever. Logo-ul lor parcă e făcut în chalk paint. E furat background-ul și au făcut chalk în paint acolo. Minge, un casteluț, au scris Arsenal, FC. Și un pic sună chiar funny faza, știi? Cum Arsenal, FC cumpără de la Arsenal, FC. Mișto! Ok, sigur, nici nu negociez cu ei. Tocmai pentru că au un nume ca și echipa noastră. Perfect! Cam aia se termină, dragi prieteni, acest episod. Ultimul care a fost de transferuri. Și acum se dă în bătaie. Cred că vin meciuri de Europa League și câteva meciuri interesante de Premier League. De ce nu? Fiți pe fază, nu uitați de like și subscribe dacă n-ați dat încă. De ce nu? Și un share să afle cât mai multă lume de acest channel mirobolant și să creștem și noi odată, Doamne, la 100.000 de abonați. Numai bine, pa, pa!